Că după 50 de ani. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt gazda noastră Sorin Luca, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Cărți, aici la Canal 33 România, ca în fiecare după amiază, de vineri, începând cu orele 17, aș spune astăzi o ediție specială, pentru că am doi oameni speciali ca invitați, doi oameni minunați, și am intitulat această ediție a emisiunii Oameni și Cărți despre viață, fericire și povești vindecătoare. Și nu degeaba am intitulat această ediție cu acest titlu. Invitații din această după-amiază: Mihai Gruia Sandu, actor, dramaturg, regizor, profesor universitar, doctor la UNEATC, Universitatea Națională de Artă Cinematografică și Teatru, dacă mai era nevoie. Și teatru, da, așa. Și teatru, așa. Și actorul Nae Alexandru, actor la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Ca de fiecare dată, pentru că emisiunea se numește Oameni și Cărți, venim și cu cărți în această emisiune. Am ales pentru această discuție trei cărți pe care vi le recomand cu drag, dragi telespectatori. Este vorba despre Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, da? Pentru că tot în titlu apare cuvântul fericire, de Sean Eckhart, o carte publicată în portofoliul editurii Herald, v-am arătat-o dumneavoastră la cameră, o arată și colegii mei din regie. Cea de-a doua, Povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite, sau Povești terapeutice pentru copii și adulți, de Jacques Salome, o carte publicată în colecția Arta Comunicării în Relații. Și am zâmbit pentru că invitații mei au această carte a lui Jacques Salome și vom discuta puțin și despre ea, rolul poveștilor în viața noastră. Și nu în ultimul rând, celebrul Joseph Campbell, antropolog american, Miturile care ne învață să trăim, o carte publicată în colecția Arhetip, de asemenea a editurii Herald. Așadar, iată, fericire, viață, povești, basme, mituri. Ce este viața? Ia uite. Ne-a luat așa ce întrebare scurtă, ce întrebare scurtă. Și, da. Întreabă actorii despre ce e viața. Păi, stăm așa, că la o cafea și povestim. Avem timp 4 zile să dezbatem. 4 zile nu. Cam atât ne trebuie. Ce e viața? Absolut. 4 zile puțin. Da, pentru că este o întrebare la care câți locuitori are Terra? Vreo 7 miliarde. Cam așa, nu? Cam atâtea răspunsuri sunt la această întrebare. Fiecare cu povestea lui de viață. Cam atâtea din prima. Pentru că după un timp lucrurile se schimbă, deci dublăm, triplăm, până când nu mai știm să scriem o cifră atât de mare de suma răspunsurilor. Trebuie să facem mai întâi punctul, asta zic eu. Cum fac marinarii, fac punctul, adică să vedem unde suntem, ca să știm încotro mergem. Și pe urmă vedem noi unde bate vântul, ce vele avem, cum merge cârma și cum funcționează busola, nu? Ca să știm mai simplu drumul pe care urmează să-l facem. Deci depinde la ce nivel de înțelegere și de sensibilitate ne situăm cu acest răspuns. Dacă ne uităm la un băiat care dă acum cu bopsea pe pereți și mai dă și pe el așa din când în când, dacă îl întrebăm ce este viața, o să ne explice că este intervalul dintre două plăți pentru ceea ce face el. Da? Dacă ne uităm la un mistic, va spune că este experiența dintre o naștere și o moarte în așteptarea ciclului următor. Deci hai să vedem de unde o luăm. Dacă ne uităm la oamenii care trăiesc sub compulsivitatea minții, o să ne gândim că
dacă ei se identifică cu ego-ul și cu numele lor, cu ce au realizat pe parcursul existenței sau, mă rog, de când au devenit ei independenți economic și social și până când au considerat că au ajuns în vârful marilor realizări, adică au ajuns șef de birou într-o întreprindere de rahat care nu înseamnă absolut nimic. Da. Dar lor li se pare că este o realizare în viață, nu? Să luăm și poezia aceea foarte ciudată. Nu știu a cui era, parcă Ortega y Gasset, cu viermișorul care trece, nu? Și la un moment dat zice, uite, vezi viermișorul ăsta? Și poți să-l strivești, bagă, pune degetul pe el și apasă și-l strivești. Hai că poți, poți. Păi, mare mecherie ce. Hai, el trece, ce e o mită, ce poate să fie? Apasă cu degetul pe el, pac! Ai apăsat, uite, s-a împrăștiat, a murit. Bun, acum, fă-l la loc, poți? Că de stricat ai putut să-l strici. Putem să începem cu de aici, ce e viața. Ce e viața? Cine a făcut-o? Cine a determinat-o? Cine suntem noi în raport cu? Sunt foarte multe puncte de vedere. Am spus o prostie. Puncte de vedere. Știi că unii oameni au un unghi de vedere atât de îngust încât el se rezumă la un punct. Pe acesta ei îl numesc punctul lor de vedere. Deci hai să lărgim unghiul puțin. De unde s-o luăm? De unde s-o luăm? Ce e viața? Dacă ști. Nu, să stabilim, să stabilim ușor, 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 ușor nivelul de discuție. Adică... Așa e. Așa e. La ce ne raportăm? Nu știu, uite, am întrebat. Aș putea să mă gândesc... Eu m-am gândit la întrebarea asta. La un moment dat, ce e viața și de ce? De ce? Mi-am pus întrebarea de ce... cu DC-ul legat de viața mea. Da. O șansă, nu? O șansă oferită. Da. Să cunosc lucruri pe care n-aș, dacă existența mea ar fi fost curmată, nu le-aș fi cunoscut. Da. O, Doamne, da. Da. Nu vorbi de chestia asta. Așa. Că păi nu, nu, păi nu ceva, că da. E cu viața. Da. Da? Și o conștientizare a faptului în ultima perioadă că mi se pare că a trecut cam repede și că trece cam repede. Nu știu, așa mi s-a părut mie. Știi cu ce, a trecut cu puțin ce aș asocia ideea aceasta, ce este viața? Cu o întrebare pe care ne-o cam punem, ne-o adresăm în ultimii ani, cel puțin în ultimii 2-3 ani, de când cu nebunia asta, criza peste criză, cum spun eu, și cu pandemia și cu ce se întâmplă la granița noastră. Cine suntem noi? De unde venim? Cine suntem și încotro ne ducem. Dacă și într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, ne ducem în zona asta, să spunem, filozofico-spirituală. Faptul că poate, nu poate, sigur, cred, lucrurile pe lume se întâmplă întotdeauna cu un sens. Nu se întâmplă haotic. Da, eu cred în destin, și cred eu. În șansă, cred în șansă, cred în destin și cred că unele vieți sunt marcate de destin. Unele. Altele nu. Dacă revenim la poate la zidarul ăla sau și zidarul ăla, vopsitorul ăla, are și el un destin în spatele profesiei. Păi, absolut toată lumea are un destin. Tot ce există are un destin. Destin pentru că na, există zona informațională care ne pune în sertarele noastre, ca să zic așa. Nimic nu este fără rost. Nimic nu este... Dar, la voia întâmplării. Da, ar trebui să deviem discuția în altă parte. Cum conștientizăm ce se întâmplă? Pentru că, iată, nu? Și râma are o viață. Problema începe de la momentul în care apare conștiința în această ecuație. Uh-huh. Că dacă trăiești fără să-ți dai seama, e altceva decât dacă îți pui problema acestei existențe. Dacă îți pui întrebarea asta. O râmă cred că nu și-o pune. Cred că urmează, își urmează existența după acele două, cum să le spun, instincte, nu? În definitiv sunt două instincte, nu? Omul are trei. Nu, avem cum să-i spun, instinctul, instinctul de supraviețuire al individului, de autoconservare, altfel spus, foame și apărare, de
instinctul de supraviețuire a speciei, de perpetuare, și ne ducem, da, în zona sexuală. Și mai este ceva în plus, nu? Mai este ceva în plus. Deci frică, foame. Și mai este și avem frică, foame, sex, da? Am zis ce înseamnă sex și ce înseamnă foame. Să vedem ce e cu frica. Pentru că plecând de la frică începe să se nască ceea ce numim noi conștiință de sine. Începe să se nască sentimentul religios, începe să apară căutarea în profunzime. De la frică pleacă tot. Nu de la foame, nu de la sex. Acolo lucrurile sunt clare. Și la regnul animal, nu? Deci plecăm de la frică. Ce îi opunem fricii în cunoaștere? Îi opunem iubirea și dumnezeirea. Și de aici o întreagă literatură, că n-avem atâta spațiu câte cărți s-au scris și încă n-au rezolvat problema. Și nici noi nu le-am citit pe toate. Dar nu mai putem să le citim pe toate, că te-a pus să le citești pe toate și când termin ai îmbătrânit deja și au apărut încă pe atâtea. Exact. Corect. Știi ce spunea, apropo de frică, ce spunea Jacques Salomé despre frică? Nu. Că în spatele oricărei frici, oricărei temeri, există o dorință. Vezi că am citit? Ai citit. Dacă poți să identifici așa, da. Merge și așa. Dădea exemplu cu și alți terapeuți formați în metoda lui, în metoda Espere, dădeau exemplu faptul că și acolo unde există frică, de exemplu, am văzut imagini cu mămici, cu copii în Ucraina și așa mai departe, dezastru, că în spatele acelei frici există dorința de siguranță. Atât pentru mamă, cât și pentru copil. Dorința ca ambii să fie în siguranță. Păi când apare nesiguranța, este din zona fricii. Nu? Conștientizăm. Avem acest păcat de a conștientiza foarte mult tot ceea ce ni se întâmplă. Spre deosebire de celelalte animale. De frații noștri mai mici? De frații noștri mai mici. Acolo lucrurile astea există, dar într-o fază incipientă. Frica există. Am citit undeva o chestie de asta cum crește tensiunea oamenilor și de ce crește tensiunea cu stresul. După sistemul luptă sau fugi, nu? Este căprioara care bea apă pe malul râului. Sunt trei, spun psihologii, psihoterapeuții. Îngheață, luptă sau fugi. Da, dar ambele, toate luptă trei. Luptă sau fugi, da. Toate trei ridică pulsul. Da, da, da. Și atunci omul care nu mai fuge sau nu mai luptă sau nu mai îngheață, ce credeți că face el în momentul în care îi crește pulsul, dar nu face niciuna din aceste acțiuni? Se roagă? Nu. Face boli cardiace. Da, exact. Eu la asta m-am gândit. Am vrut să zic infarct, dar am zis aici, să nu fiu pe... Nu, întâi crește tensiunea. Da. Până la infarct sunt mai multe treptări. Da. De aici vine. Da. De aici vine. Da, apare pericolul. Da. Și nu știu dacă pericolul este tigrul, ca în cazul Căprioare, sau este o soacră, sau alegerile, sau politica, sau inflația, sau scumpirea, sau războiul de la granițe, sau ce pandemie mai inventează ăștia. Dar toate duc la boală. Da. Da. Dacă nu iei o decizie. Este un stres pe care nu poți să-l manageriezi. Deci, pleznești. Vine fântirea, prea mult și... Nu știi ce să faci cu prea multul ăsta. Și într-un caz și într-altul trebuie să acționezi. Și atunci pleznești. Cum spunem noi, acționează. Orice, fă orice. Un fel de run for a run. Exact, da. Luați-o la fugă ca să vă vindecați puțin. Câte prostii am putut să spun astăzi? Mai, da, cu viața. Următoarea întrebare, viața. Ca să vedem. Viață de naiv. Mai monitorizează-mi prostiile. Ce să spun despre viață? Ce este... Nu, trecem la următoarea. Ia spune. Cum definim fericirea? Fericirea. Deci are de gând să ne omoare. Nu, nici pomeneală. Hai să-ți dau de regulă am întrebări în emisiunile mele mai lungi, cu explicații. De data, nu, scurt. Fericirea este subiectivă. Da. Și este un concept calitativ, să spun. Da, pentru unul fericirea poate fi ce înseamnă pentru altul nefericire. Cum așa? Păi uite așa bine. Pe unul poate face fericit faptul că bea. El este fericit când bea. El e alcoolic, dar el bea. Și e fericit când ceea bea. Ceea ce îl nefericește pe propria soție. Ceea ce îl nefericește pe propria soție
care urlă... Păi și dacă el are niște traume și de fapt el este nefericit și bea ca să-și ascundă traumele respective, își anesteziază simțurile. Până la conștientizare, da. Până la conștientizare, corect, sunt alte drumuri. Da. El nu conștientizează. Fericirea este un sentiment brusc care vine și are legătură, fericirea are legătură cu plăcere. Înainte să dau exemplu ăsta, mă gândeam la exemplul meu. Ce ar însemna fericirea pentru mine? Fericirea pentru mine a însemnat iubirea mea față de profesia pe care mi-am ales-o. Eu, înainte de a fi actor, am fost fericit că mă duceam la teatru și pentru mine aia era fericirea supremă, că mă duceam și vedeam niște lucruri care alminte nu aveam puterea să le văd. Deci nu le vezi pe stradă. Niște povești, teatru, mirajul teatrului. Pentru mine aia e fericire. Da? Dacă întrebi pe oricine, fericirea, de aia am spus că fericirea este individuală. Fericirea fiecăruia poate însemna un alt lucru. Unii sunt fericiți că sunt bogați. Alții sunt nefericiți când sunt bogați. De asta spun că fericirea. Și atunci cum facem, uite, apropo și de cartea lui Sean Eckhart. N-am citit-o, nu știu. De ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți? Fericire. Care e raportul dintre succes și fericire? Și detaliez un picuț. Sunt oameni de succes pe lumea asta sau au fost și sunt sau au fost nefericiți cu tot succesul și cu toți banii din lume, da? Nu și-au găsit, vorba lui Victor Frankl în cartea, lui, nu și-au găsit sensul vieții. Și sunt alți, alte persoane care cu puțin. Și aici ne ducem la această paradigmă. A avea și a fi. Cu puțin sunt fericiți. Nu ne ducem în extrema pusnicului care are un cotru de pâine la o mănăstire sau în peșteră și el se roagă. Și e fericit pentru că este în relație permanentă cu Dumnezeu. Dar sunt oameni care sunt mulțumiți, sunt fericiți în felul lor, pentru că au o relație frumoasă cu membrii familiei. Că eu am vrut să mai punctez ceva pe lângă profesie. Dacă și asta este, înseamnă fericire. Să-ți iubești familia și să primești iubire din partea familiei. El zice că asta este doar o treaptă. Dar pentru fericire am să fac două trimiteri. Una este la Biblie. Există chiar asta cu fericirile, da? Fericiți cei săraci cu Duhul, că cea lor este împărăția celor. Fericiți făcătorii de pace, pentru că așa, da? Sunt fericirile pe care le-a spus Iisus, da? Deci, definiții avem. Acum, să ne întoarcem la chestia asta, da? Relația dintre fericire și succes. Trebuie să mai introducem aici o categorie. Categoria de rezonanță. Și anume, dacă înțelegem că de fapt lumea exterioară nu este decât o reflectare a lumii noastre interioare, atunci tot ceea ce avem de făcut este ca noi să ne ridicăm nivelul spiritual atât de mult până când lumea din afară intră în rezonanță cu interiorul nostru. Pentru că este foarte ușor de observat. Să presupunem că în jurul meu relațiile sunt tensionate, sunt oameni răi, sunt... Evident că primul impuls este să-i urăsc, să nu iubesc, să stau departe de ei, să mă apăr, poate chiar să fiu și eu violent la fel ca ei. Dacă îmi ascult inteligența, să-i zicem așa, nu? Nu știu dacă vorbesc foarte limpede, dacă se înțelege ce spun. Dacă mi-ascult sufletul și nu fac chestia asta, dimpotrivă, îi iubesc pe toți, îi înconjur cu lumină, și pe răi și pe buni, se întâmplă un miracol. În jurul meu, lumea începe să rezoneze cu ceea ce eu emit. De aici, cred că putem să mergem în ideea că între succes și fericire este un raport strict. Asta mă gândesc. Deci tot ce avem de făcut pe lumea asta este să ne perfecționăm noi, să devenim noi mai buni. Că dacă ne apucăm să ne ocupăm de lumea exterioară, e sigur că nu vom reuși.
Dovadă că mulți înaintea noastră au încercat asta, da, și niciunul n-a reușit. Să schimbe lumea, unii prin forță, unii prin... Să ne gândim ce au făcut marii dictatori și pornitorii de războaie, ca să zic așa. Și să-i comparăm cu Gandhi. Absolut. Uite, la Gandhi nu m-am gândit să fie adus cartea... Vezi? Autobiografia lui, de fapt nu, e biografia scrisă de Romero, la, a lui despre Gandhi. Mahatma Gandhi. Dragii noștri, luăm o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim în platou alături de actorii Mihai Gruia-Sandu și Nae Alexandru. Uite, publicitatea mă face fericit. Cât de pauză. Despre ascultare de sine, despre cum să fim o bună companie pentru noi. Ceva special. Vorbim despre cărți, vorbim despre lucruri frumoase. Ca de fiecare dată avem un invitat special. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Piesa emisiunii de astăzi este Atunci și Acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid, nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gabor Iliescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele. Pentru a ne ajuta să... Dragilor, am revenit în platou alături de actorii Mihai Gruia-Sandu și Nae Alexandru. Vorbim despre, așa, ca la o șuetă, da, despre viață, fericire și povești vindecătoare. Eu am să vă mai prezint încă o dată, așa, foarte, foarte, foarte pe scurt, cărțile de astăzi venite din partea editurii Herald. Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul, de Sean Eckhart. De asemenea, povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite, cartea lui Jacques Salomé. Și Joseph Campbell, miturile care ne învață să trăim. Mă gândeam, știi că la un film video, înregistrare făcută cu Valeria Salomé, soția lui Jacques Salomé, m-a întrebat și mă gândeam, zic, să te întreb și pe tine același lucru, m-a întrebat, bă, de ce ai ales tu
să... pentru că îți place actorii. De ce ai ales tu să citești povestea? Era odată o mică girafă care creștea prea repede, care este despre frica celor mici de a pierde iubirea părinților pe măsură ce se fac mari. Și mi-a dat de gândit că n-am ales-o întâmplător, cum n-ai ales întâmplător nici tu povestea băiețelului alergic la penele de porumbel. Da. Despre cum uneori nevoia celor mici de a primi atenție și iubire poate somatiza. Asta apropo de boli cardiovasculare. Corect. Toate emoțiile noastre neprocesate, toate rănile emoționale cu care, asta este, venim din copilăria noastră, din relația cu părinții noștri. Corect. Nevindecate. Se întâmplă și la adulți, nu numai la copii. Pot duce la somatizări. Da? Exact. Da, da, la adulți. Da. Și probabil că și eu, inconștient, am ales această poveste, da, pentru că din experiența mea, neavând, netrăind cu tatăl lângă mine, exact, atunci am ales această poveste în care, într-adevăr, această poveste exemplifică relația dintre tată și fiu. Și poate mai mult decât atât, noi, având această meserie pe care o avem, care ne mănâncă un anumit timp al nostru, necesită un anumit timp al nostru, poate nu întotdeauna exact cum spune în cartea aia acolo, în acea poveste, poate nu tot timpul am avut timpul necesar să fiu alături de copilul meu, da, așa, da, cum, da, ar trebui. Da, și fi dorit. De aceea, poveștile până la urmă sunt foarte bune, că ne, din nou ne redescoperim pe noi, poate niște lucruri pe care noi le facem inconștient, nu le conștientizăm, niște greșeli pe care nu le conștientizăm și pe care la un moment dat anumite cărți sau anumite clipe din viața ta te aduc față în față, spun oglinda în față și te aduc să conștientizezi. Iar povestea despre aceste povești vindecătoare, într-adevăr, este fantastică pentru că nevoia de povești este permanentă. Asta era următoarea permanentă întrebare. Avem nevoie, da, de povești, de basme, da, de mituri, de mitologie în viața noastră? Copilul meu îmi cere mereu acest lucru. Atunci când sunt cu el, când sunt cu copiii mei, când sunt cu băiatul meu, joaca lui cu mine înainte de culcare este asta. Inventează-mi o poveste, spune-mi o poveste. Vorbesc foarte serios. Și se întâmplă câteodată să nu am inspirație, să nu fiu într-o stare interioară, o stare a mea personală atât de bună încât să inventez. Și el simte lucrul ăsta. Și ce mi-a spus într-o seară? Mi-a spus, povestea din seara asta nu a fost așa de bună ca cea de acum 3 seri. Îți dă note. Dă note, da. Te descalifică. Mă descalifică. Și atunci mi-am pus întrebarea, zic, dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Și într-adevăr s-a întâmplat acel lucru, povestea cu 3 seri înainte a fost pusă într-o altă... Notă și cheie și într-o altă stare de confort a mea. Emoțional la individu. Este nevoie de povești, este nevoie de mituri, este nevoie de arhetipuri, pentru că oamenii trăiesc după un set de credințe și convingeri care de fapt le motivează toate acțiunile. E o nevoie de niște criterii, de niște puncte de referință. Viața se, despre care vorbeam la punctul 1, ce e viața, viața se construiește după aceste criterii. Pentru că pot să dau mii de exemple, dar încerc să generalizez puțin. Adică când cineva își pune ca țintă ceea ce are de făcut, de fapt este vorba de toate lucrurile din poveștile pe care le știe care converg în acel punct, în acea dorință. Filmele sunt și ele povești, nu? Cărțile sunt și ele povești. Poveștile orale venite de la prieteni, rude, profesori, învățători, preoți, rabini și așa mai departe, sunt și ele povești. În realitate, ce nu este în mintea mea, nu este niciunde. Pentru că mintea mea este cea care ordonează lumea. Lumea are un sens pentru că mintea mea o ordonează. Și mintea mea este structurată plecând de la aceste povești, mituri și arhetipuri. De asta e nevoie de ele. Fără ele,
Nu avem trecut, prezent și nici viitor, mai ales viitor. Pentru că tot ce construiește mintea, construiește cu aceste cărămizi pe care le-a luat din povești. Iar poveștile, mai bune sau mai proaste, au o coerență care se imprimă în sistemul nostru de gândire. Despre asta e vorba. Putem să dezvoltăm la infinit, putem să dăm și exemple. Mi-aduc aminte de o... Nu știu dacă e foarte relevant, dar... un pasaj dintr-o carte a lui Sadoveanu, în care un moș își aprinde pipa în fața unui copil care nu văzuse niciodată pe cineva fumând. Nu știa ce e chestia asta. Și atunci și-a imaginat că este un balaur din poveste care scoate fum pe nări. Pentru că era singura chestie pe care o știa, nu? La care se putea raporta. Nu? Cine scoate fum pe nări? Balaurul din poveste. Corect. Deci am dat un foarte mic exemplu dintr-o zonă mică, dar ca să vedem cum ne raportăm la poveștile care ne explică nouă lume, care ne ordonează nouă lume, ne dau o structură de gândire. Practic, cred că ele ne fac și dorințele, și fericirile, și durerile. De acolo, de acolo vin, din povești. Din structura aceasta a gândirii pe care ne-au făcut-o, pe care ne-a făcut-o snopul de povești cu care am fost alimentați de mici. Sau nu numai de mici. Da, dintotdeauna. Dintotdeauna. Și mai există și partea cealaltă. Există și povești care au fost scrise de mult, iar generația tânără, lângă care eu sunt, fiul meu, de exemplu, nu înțelege povestea lui Creangă. Nu mai acceptă. Pentru că este scrisă... Nu mai are reperul pentru povestea lui Creangă, pentru Nica, Petri, care se duce și fură cireșele și fură pupăza și aia. Nu mai are aceste repere. Pentru el asta înseamnă... Uite, să-ți spun... Totul evoluează, poveștile evoluează și ele într-un în anumit tip de societate. Sigur că noi avem memoria timpului, dar... Pentru noi erau relevante. Pentru noi erau relevante. Păi da, pentru noi era relevantă povestea lui Jules Verne. Pentru ei nu mai e relevantă povestea aia. Pentru ei Harry Potter. Da. Este povestea lui Harry Potter. Corect. În care el vine și dă cu bagheta magică și se transformă și bea sticluța. Adică de acolo pornind. Ei citind Harry Potter, ajungând, ei au citit Harry Potter la 9 ani, la 8 ani. Sau Hobbitul mai târziu sau acum la școală, ajungând la școală, de aia, puțin cu poveștile, e o poveste într-adevăr, că și literatura noastră și poveștile pe care le studiază acum copiii sunt puțin anacronice și copiii, generațiile care vin, se lovesc de genul ăsta de povești. Sunt adaptate timpurilor de acum, tehnologia și asta. Exact. Dacă... Și atunci numai Jules Verne, pentru el faptul că e un submarin, pe el știe de submarin, el știe de submarin de la 2 ani, în desene animate în care submarinul Uite, să-ți dau și un exemplu de cum se diferențiază, cum se stratifică. De ce poveștile vechi nu mai sunt pe măsura lor? Dacă îi spui unui copil Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh, deci, mă, lăsați-mă cu asta. Dar dacă îi spui energie, materie, informație, dintr-o dată, de fapt, sunt numele, aceleași numele adaptate înțelegerii lui de acum. Și așa trebuie să vorbim cu ei, în limba lor, pentru că ei la limba noastră nu vor veni niciodată. Corect. Deci dacă faci analogia minții cu... modul în care funcționează un computer, dacă explici care e softul și care e hardul în minte, cum o idee se poate materializa, pe sistemul computerului el înțelege. Dacă o iei cu mistica medievală, zice, nu terminați cu prostiile astea, că nu, despre ce vorbiți? E altă poveste. De fapt este același lucru, dar același folosim alți termeni și la nivelul tehnologic de acum. Am auzit și bancuri pe care le fac copiii ăștia. Deci copiii de clasa întâi au următorul banc. Toate semnele de pe tastatură se supără pe punct. Și îl urăsc și vor să-l dea la operă. Nu le place de punct. Și dau o petrecere și spun paznicului de la intrare, fii atent, deci punctul
Nu intră. Nu are ce căuta. Bun, și apare punctul și vrea să intre și el. Și spainicul îi spune, am ordin să nu te las. Punctul nu intră. Și îmi spune, nu sunt punctul, da? Dar cine ești? Sunt steluța, dar m-am dat cu gel. Astea sunt bancurile copiilor. Ia computer. Nu-l știam. Da. Da. Nu-l știam. Da. Păi, dacă le spun un banc cu Ițic și Ștrul, cu Stan s-a și terminat. Bran, sau... Ce prostii sunt astea? Bancuri de anii 60. Da. Nici nu știu că au fost bulă, 60. Da. Cu bulă. Cu bulă sau asta cu Radio Erevan. Absurde, da? Dar un banc de ăsta cu tastatura, cu gelul, cu... Da, imediat. Imediat, da. Exact. Deci avem nevoie de povești. Da, avem nevoie de povești, avem nevoie de mituri. Și iată, mituri care, miturile care ne învață să trăim. Joseph Campbell. Ce este o mitologie care funcționează corect și care sunt funcțiile sale? Putem noi astăzi să trăim în conformitate cu miturile? Pot miturile să ne tempereze anxietatea și insecuritatea? Sau dimpotrivă tind ele să o accentueze? Sunt miturile produsele creatoare ale psihicului uman? Apropo de mintea care creează? Sunt mitologiile manifestări creative ale nevoii universale a omenirii de a explica realități psihologice, sociale, cosmologice, spirituale? Depinde cum le luăm. Depinde ce facem. Ele sunt un material, nu? Sunt un material. Și cum îl folosim? Asta este partea cea ce mai interesantă. Ce învățăminte tragem și din mituri și din povești și cum le aplicăm în viața noastră cotidiană de zi cu zi. Cum le aplicăm mai degrabă. Da. Și ceea ce regăsim în ele și ne identificăm, cu ce ne identificăm noi. Că dacă nu ne identificăm cu ele, sunt foarte mulți care nu se identifică cu anumite lucruri. Rezonează. Și nu, nu rezonează, nu le folosesc. Trebuie să ne identificăm. Și noi, inconștient, dacă ne identificăm cu anumite mituri, rezonăm cu ele. Dacă nu ne identificăm, căpătăm informația, dar trecem peste ea și nu o menținem. Dar avem nevoie, cum spunea domnul Mihai Gruiasa, dar avem nevoie de acea conștientizare? Absolut. Că s-ar putea să nu rezonez, nu mă identific cu un anumit mit, cu un anumit basma, cu o anumită poveste. De ce? Pentru că nici măcar nu m-am gândit că aș putea să rezonez și să mă identific cu ea. S-a întâmplat... Sau în zona mea de confort, nu ies din zona de confort, poate și de teamă, și atunci... Lucrurile cu care te identifici foarte tare vin de la... ele apar de la vârstă fragedă. Chiar și în lectură. În lectură, copiii, am văzut, le dai 5 cărți. Din 5 cărți, una le schimbă starea. Pentru că acea carte este cartea cu care ei s-au identificat, se identifică cu ea. Și rămân doar cu cartea aia. De aia spun că această conștientizare și identificare pe, în permanență a ființei umane cu lucrurile înconjurătoare, cu poveștile care vin în fața lor, este mult mai importantă și se întâmplă de la vârste fragile. Atunci nu este conștientizată. La vârsta fragedă nu este conștientizată direct. Când citește 5 cărți și zice, asta mi-a plăcut cel mai mult, cartea asta mi-a plăcut cel mai mult. Cu aia a rezonat el. Cu aia a rezonat el. Dar asta ni se întâmplă și nouă, mai târziu, ca persoane adulte, dar sigur că noi, persoane adulte fiind, la un moment dat, mai intervine și orgoliul și spune, nu, domnule, nu. Dar tot. Nu. Răspundeți dumneavoastră că, pe urmă, vin eu cu întrebarea. Nu, ziceam că dacă sunt în preajma ta fel de fel de lucruri foarte importante pe lângă care treci, răspunsul este că nu scrie niciunde că este greșit să fii și prost. Adică este liber să fii cât de prost poți tu. Dacă ai șansa să te fi născut în această societate, în acest timp, în care ai la îndemână toată informația cu putință, ceea ce nici măcar acum 20 sau 30 de 40 50 de ani nu mai zic. Dacă vreau să caut o informație, trebuia să fac o cerere la biblioteca Academiei, da. Trebuia să aștept să mi se aprobe, trebuia să spun exact ce vreau, să mi se aducă cu tare carte și nu altceva. Acum caut în toate cărțile, acum am internetul, am o bază de informație uriașă. Dacă nu folosesc
chestia asta înseamnă că mi-am greșit timpul, că degeaba m-am născut în timpul ăsta, că mi se pune la dispoziție tot, tot, niciodată n-a fost atât de bine din punct de vedere informațional. Și dacă nu folosesc chestia asta, repet, eu sunt liber să folosesc dreptul de a fi prost. Deci asta e o libertate, nu? Da, bineînțeles. Da. La unii există. Doamne, dar cum să ai atâta bogăție și să nu o vezi? Se întâmplă. Sau să umbli după, nu știu, mașini scumpe sau alte prostii. Apropo de rezonanța cu poveștile și cu miturile cu care ne identificăm atunci când conștientizăm și rezonăm. Din perspectiva actorului, actorul profesionist joacă un rol pe care regizorul îl stabilește. Și care nu-i place tot timpul. Aici e ideea. Mă gândesc. Sunt, ca în viață, sunt roluri care ți se potrivesc, sunt pe structura ta psihologică interioară și sunt care nu. Poate unele vin mănușe și aproape că nu-ți dai seama dacă ești actorul sau dacă ești omul. Atât de apropiate sunt și altele unde noi avem, spune domnul, noi avem și niște denumiri pentru chestia asta. Spune, deci, domnul profesor. Ceea ce ți se potrivește și este exact așa cum ești tu, plus umor, mai mult sau mai puțin, sau cum crede regizorul că ești, da? Nu m-am plua, adică așa cum ești tu. Când joci ceva total invers, este un contra-amploa, dar mai avem și... când joci un alt sex și atunci se numește travesti, când joci o altă vârstă și atunci se numește compoziție. Corect. Avem și roluri pe care nu le putem suporta, care ne fac rău și le se numesc contracări. Deci avem o gamă întreagă. Dar ce se întâmplă? Nu putem vorbi despre actori ca și cum ar fi o breaslă de oameni unanim, cum să spun, oameni de aceeași calitate, de aceeași sensibilitate și așa mai departe. Deci există tot atâtea feluri de actori câți oameni care fac această meserie există. În general, lumea încearcă să generalizeze, ceea ce este o greșeală, pentru că nu sunt doi la fel. Nu. Nu sunt două tendințe la fel. Până și înlocuirile sunt niște greșeli, după părerea mea, pentru că nimeni nu poate să înlocuiască total pe altcineva. A, salvăm un spectacol dacă cineva se îmbolnăvește sau moare, Doamne iartă-mă, da? Dar asta e cu totul altceva. Este un gest de generozitate vis-a-vis de colectivul din care faci parte. Însă sunt multe de spus despre această meserie, care este înțeleasă diferit, pentru că, în primul rând, trebuie să vedem de ce fac oamenii această meserie. Adică sunt unii care o fac pentru bani, unii o fac pentru glorie sau, mă rog, notorietate, alții o fac din pasiune, alții o fac pentru ceea ce poate să găsească în căutările provocate de această meserie. Oameni care acced spiritual prin căutările obligatorii pe care un rol ți le pune. Să încerci să vezi cum ești tu, cum nu ești tu, zona de alteritate. E foarte complicat. Nu putem într-o singură emisiune, propun încă 40. Da. Mai face. Și atunci. Am încrutat așa un pic din sprâncene. De ce? Am văzut o chestie care mi s-a părut așa, poate n-am rezonat eu cu ea, mi s-a părut nefirească și ea poate că este cât se poate de firească. Legat de bani. Da, sunt unii care fac această meserie pentru bani. Actorie pentru bani? Da, sunt unii care fac actorie pentru bani. Poți să spun de Niro? Da. Bine, eu m-am dus, nu, îmi cer scuze, iertare. Eu m-am limitat la spațiul românesc și încercam să-mi dau seama. Știi cum văd eu actoria? Eu văd actoria ca pe o profesie de credință în care, în mod normal, îți pui tot sufletul. Da, pentru că tu te gândești că meseria noastră este o, cum spunea domn profesor, profesorul meu Albulescu, e o îndeletnicire și trebuie să ai anumite calități pentru a face această meserie. Pentru că dacă nu ai aceste calități pe care de-a lungul timpului ți le antrenezi, nu ai cum să reziști în această meserie. Este adevărat.
Cu toate că, în ultimul timp, după cum bine știm, se întâmplă să fie și oameni care nu au toate calitățile necesare pentru această meserie. Ca în orice meserie. Ca în orice meserie. Numai că aceasta este o meserie de durată la noi. La noi e o meserie cursă de lungă. Durată, cursă lungă. Se face cu tine, pentru alții, dar cu trupul tău și cu ființa ta. Și dacă nu reziști pe toată cursa lungă ca să duci meseria până la capăt, la un moment dat pleci singuri din ea. Asta trebuie sau să înțelegi. Te aruncă ea la coș. Sau te aruncă ea la coș. Este o meserie de, cum spunem noi, de ficat. Puțin de ficat, puțin de... trebuie să te țină și ficatul și inima și splina. De anduranță. Și de anduranță, un pic. Și asta vine iar cu tipologia de personaje, nu hotărăști tu. Hotărăște un regizor, hotărăște un gen teatral în care nimerești, cum am nimerit eu într-un anume gen teatral. Un producător. Un producător care, degeaba îmi doresc eu să-l joc pe Hamlet. Poate într-o viziune, Hamletul e mai zâmbăreț, cu o figură mai deschisă, mai... Dar trebuie să conștientizezi zona în care te afli, zona. Cum mi-a spus mie Dumnezeu să lete Horea Popescu, repetând într-un spectacol și făcând figurație la Teatrul Național după terminarea facultății, ca să fac și eu să fiu lângă mari artiști, dar trebuia să ies din trapă și sub o trapă și te deam mâna cu aia. Și te deam mâna așa și indiferent ce spuneam, ziceam bună ziua, bună ziua domnule Loman, aveam zis în moartea unui comis voyager. Și toată lumea zâmbea. Și cei de pe scenă și cei de vreau să mă joc cu băiatul dumneavoastră. Și o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și marele regizor Horea Popescu m-a chemat și a zis: dragă, la cine ai terminat? Zic: la Mircea Brăscu. Ce foarte bine, zice, să ții minte de la mine, ai o față veselă, fața ta zâmbește, nu veni la Național, aici e uzină. Du-te la un teatru de ăsta în care lumea să râdă mai mult. Pentru că așa suntem noi la un moment dat. Sigur că e o provocare să faci un anumit tip de rol și așa. Dar cât ești mai mult din zona ta de confort ca actor și știe lucrul ăsta, domn profesor, ca să zic așa, da, cu cât ești din zona ta de confort ca actor, cu atât este provocarea mai mare în profesia noastră pentru noi și pentru public și pentru regizor și pentru actul creației în sine. Să ieși din zona ta de confort și să joci un alt tip de personaj. Mai este legat de subiectul ăsta și problema cu eticheta. Adică eu am văzut o chestie crispantă. Mi-e și greu să o povestesc. Toma Caragiu, Dumnezeu să-l ierte, da? De... ar fi vrut să joace dramă, ar fi vrut să joace chiar tragedie. Și l-am văzut jucând într-o piesă, vai de mama ei de piesă proastă, la Bulandra. Stăteam în rândul întâi. Cum se chema piesa? Casa de Mode se numea. Și juca un delicvent, ca să zic așa, care era împușcat cu un pistol nenorocit cu capse, că pe vremea aceea n-avea voie cu arme reale, pistol cu capse și era de un penibil desăvârșit, după care împușcat fiind, se târa vreo 6 minute pe scenă, la avanscenă, spunând un monolog. El vrea să-l facă tragic. Și râdea tot. Lumea râdea cu clăbuci, se țineau de burtă. Eram în rândul întâi și l-am văzut de la un metru. Plângea. Era, deci el, în sinea lui, juca în zona cea mai dramatică cu putință. Și toată lumea, pentru că eticheta era, ăsta e actor comic, da? Și pe ei nu interesa ce simțea el în momentul ăla. Corect. Cu cât juca mai dramatic, cu atât ora se părea mai comic și toată lumea râdea, iar el plângea de furie. De furie, pentru că nu asta a vrut el să se întâmple. Da. Dragilor, au fost astăzi alături de noi la emisiunea Oameni și Cărți cu tema despre viață, fericire și povești vindecătoare, actorii Mihai Gruia Sandu și Naya Alexandru, cărora le mulțumim din suflet pentru această discuție de vineri după amiaza. Noi ne dăm întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră, la ora 17, aici la Canal 33 România, la emisiunea Oameni și Cărți. Să aveți o săptămână minunată, să citiți și să fiți iubiți!